Salutare, bă băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi o să bem cele mai scumpe băuturi din Roblox, bă băieți, bineînțeles pe Soda Simulator, adică este un joculeț foarte interesant care se bazează pe abia băuturi, adică gen chestii, adică probabil și suc și așa mai departe, sau chiar apă. Uite aici, vedem că am băut acum niște suc de portocale, cred, deci cam așa funcționează. Sau poate că este limonadă, nici eu nu știu momentan, dar vom afla împreună. Nu uita și tu de la începutul acestui videoclip să dai un like acolo corespunzător, bineînțeles. Nu uita și tu, dacă n-ai făcut-o deja, să te abonezi, bineînțeles, și să activezi clopoțelul acela ca să nu ratezi niciun episod de Roblox de pe acest canal. Și, foarte important, intră și tu pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Roblox România și mai știți găsiți și grupul nostru de Roblox oficial cu abonații. Deci dacă ești abonat adevărat, nu uita și tu să intri acolo. Și hai să vedem cum funcționează joculețul acesta. Am văzut că există un coduleț pentru jocul ăsta care o să ne ajute de la început, adică punem aici 2M Party și cică o să primim un pet. Uite, am primit aici 2M Wolf Pet, cred. Și dacă dăm aici la peturi, avem ăsta, 2M Wolf Pet. Uite, normal scrie aici, îl putem face și shiny și hai să dăm spawn, nu? Că așa trebuie să... Nu! Uite cât de șmecher arată, zici că este Naruto, bro! Bă, seamănă puțin cu Naruto, nu? Gen, puțin! Mamă, nu pot să cred că de șmecher arată, bro! Uite cât de șmecher arată ăsta, legendary 2M Wolf! Yay, ce tare! Și acum putem da aici sell, pentru că am făcut 100k. Asta trebuia să întâmple, gen... Adică, uitați-vă câți bani avem acum. De ce avem atâția bani? Adică ne ajută petul ăsta atât de mult? Sau mi se pare mie? Pentru că, ok, nu mai zic nimic. Deci, o să ne ducem aici la shop. Pentru că, nu mai zic nimic. Avem 1.000.000 și o să dăm buy max. Da, cumpărăm aici maxim. Și, hai să ne luăm și un battle din ăsta șmecher. Perfect. Și hai să facem acum niște bani corespunzători. Adică, o să ne cumpărăm niște sticle mai șmechere. Bă, am 240 de milioane. What? De ce avem 360 de milioane deja? Uitați-vă, fac câte 120 de milioane în continuu. What? Dar cum e posibil așa ceva? Adică fac în continuu milioane, bro, adică sute de milioane. Păi, hai să ne cumpărăm o sticlă mai șmechere, presupun. Pentru că, da, ce e asta? Rankuri. Cât costă următorul rank? Cică 2 milioane. Păi, avem deja, nu? Rank up. Ce-am pățit acum? Am pățit ceva. Cred că mi-a șters tot ce aveam sau ceva de genul. Hai să dăm și noi aici. Ce e asta? 140 de milioane următorul. Și ci că-ți dă multiplayer X14 sau X4, X4. Ok, presupun. Hai să mergem și noi să vindem. Și acum cred că funcționează mult mai rapid. Ce-s astea? Rewards. Deci avem și cadouri aici. Ceea ce funcționează foarte, foarte șmecher. Hai să vindem toate chestiile astea așa instant. Avem 1.000.000 deja, 1,2 milioane. Vreau să facem rost de acel rank care ne dă câte X4 pentru că pare foarte șmecher. Acolo văd skill-uri, nu știu ce skill-urile alea. Aici este shop, ăsta costă 140 de milioane. Nu o să luăm încă, luăm flavors ăsta. Luăm așa, buy max și după aia battles. Ok. Și acum mergem să vindem toate chestiile astea pe care le avem. Avem 2,6B. What? Bă, atât de repede am avansat? Nu pot să cred. Avem aici, ia stai așa, înainte de asta mergem și noi aici să vedem o chestie. Bă, nu sunt peturi pe harta asta? Vreau și să văd dacă sunt peturi de luat, pentru că am ajuns cel mai... Bă, de ce sunt cel mai băgat de pe server? Eu nu-mi dau seama. Acum m-am uitat. Doamne, uite ce s-a întâmplat aici. Hai să cumpărăm și noi toate chestiile astea posibile. Battle full, da, dar noi nu cumpărăm nimica. Luăm de aici asta cu 100k. Ia, astea cu 8 milioane. Ăsta cu 12 milioane, cu 24 de milioane, 450 de milioane, 20 de B. Nu avem 20 de B, deci o să mergem prima dată să vindem. Bă, dar 20 de B și iau toate alea? Adică nu mi se pare mult, pentru că facem câte 2 B din ăsta așa, în continuu, vedeți? Ia uite, am 7,3, 9,9, uitați-vă aici câți bani fac. Nu pot să cred. Păi și diamante din alea oare cum facem? Că gen funcționează totul prea bine deja. 17B, avem 20B și putem cumpăra chestia de acolo din față. Hai să cumpărăm și noi skill-ul ăla, poate ne rămâne după rebirth. Pentru că asta ce fac eu acum e rebirth, garantat că altceva n-ar ce să fie. Ia să vedem, luăm ăsta, 20B, perfect. Și acum o să luăm, ăsta cât costă? 10T, ăla costă cam mult. Luăm și noi
acel glider, l-am echipat acum și acum ce putem face? Ia uite, pot zbura așa. What? Ce se întâmplă? Atât de șmecher? Mamă, uite ce e aici, stock pet. Ăsta nu știu ce este, cred că este cu Robux. Și aici avem niște peturi cu diamante, cu Robux. Diamante din nou. Ia, la rewards aici ce mi-a dat? 26k de diamante, bro. Bă, ce-i cu jocul ăsta? Bă, că e prea șmecher. Bă, uitați-vă cum avansăm. Bă, băiatule, ce-i sticla aia de aici? Nici nu știu ce este. Și văd că acolo este ceva care te teleportează. Bă, să luăm și noi niște peturi din astea? Adică, nu, nu știu. Ăla cât costă acolo? Ok, ăsta vreau. Vreau și eu niște peturi din astea. Hatch 1. O să dăm hatch 3 după aia, pentru că avem bani destui. Mi-a dat unul rar, mi-a dat un crocodil. Ok, o să-l folosim. Și acum dăm hatch 3 din ăștia. Am dat hatch? Nu știu dacă am dat. Nu vreau auto, vreau hatch 3 bucăți. Nu m-a lăsat, deci o să dăm aici pe încă unul. Nu știu câte peturi pot pune pe mine. Uite, mi-a dat un fox acum, mi-a dat o vulpe albă. Nu știu câte peturi pot pune, că dacă știi că pot minim 4, aș mai da aici, dar nu știu câte merge. Am primit și un panda, uite cât de drăguț e. Yay! Și acum mai luăm încă unul din ăsta ca să mă asigur că putem avea peste 3 peturi. Hai să vedem. Ne-a picat încă o vulpe. Și văd aici că sunt mai multe zone. Ia, ne ducem aici la peturi, dăm spawn best și avem acum 3 peturi pe noi. Ia, cum putem să ne ducem, de exemplu, în deșert? Hai să vedem cum ne ducem în deșert. Deci, ăsta cum îl deblochez? Nu-mi dau seama, adică nu mi-apar nimica cum aș putea să-l deblochez. Trebuie să cumpărăm de undeva, nici eu nu-mi dau seama. Sau trebuie pur și simplu așa, gen, să sărim pe chestiile astea. Că dacă e doar așa, funcționează foarte repede, pentru că eu am asta de pe care urc, așa vedeți? Adică, nu știu, e ca pe clicker, știi ce zic? Că și acolo trebuia să urci de pe o insulă pe alta, doar că aici este mult prea OP. Și acum, teoretic vorbind, eu deja pot să urc, dar hai să ne asigurăm, deci ne asigurăm și ne ducem aici, pe norul ăsta, și acum ne ducem direct pe insulă. Gata. Și acum pot să mă duc pe următoarea, sau care e ideea? Că gen, cred că asta trebuie să facem acum. Hai să vindem toate chestiile astea, pentru că avem bani mulți rău de tot. Uite, 5,2 miliarde, adică 5,2 B. Și aici avem iar 20 ceva de B. Și aici văd că sunt niște shopper ceva. Hai să cumpărăm. Luăm Buy Max. Am cumpărat ăsta, Buy Max. Nu știu câți bani am dat sau dacă merge. Ia, Flav. Stai așa, ce sunt astea? Rancuri. Ar fi trebuit să dau pe ăla. Hai să cumpărăm aici Buy Max și aici Buy Max. Și acum? Nu-mi dau seama. Am cumpărat toate astea care e posibil aici? Că uite, îmi trebuie Atlantis. Și eu nu știu dacă avem Atlantis. Mai putem face o chestie aici, mi se pare. Uite, ce că e desert chest ready. Am dat și eu, mi-a dat 24 de din alea. Și aici văd că sunt niște chesturi destul de șmechere. Sand, egg și am putea deschide și noi niște peturi din astea de 3K. Pentru că mai jos era de 1,5. Cred că ne ajută foarte mult. Dar ar trebui să luăm și rancurile alea, cred. Pentru că rancurile alea ne ajută pe noi foarte mult, ne dă cu X4, X nu știu ce. Deci o să dăm imediat rebirth, pentru că noi avem toate chestiile cumpărate. Și cred că alea de pe care sar, sau probabil că și zona asta s-ar putea să rămână, nu știu. Mi-a dat uncommon, o să lăsăm așa, pentru că avem peturi noi. Și dăm aici la peturi și dăm spawn best. Perfect. Acum, o să apăs o dată de aici, ia să așa, îți curios câți bani fac. Mamă, 411 bilioane, doamne ferește, bă băiatule, băi, ce avem acolo. Ia, cumpărăm, deci am dat Buy Max, nu? Da, dăm la Battles Max, Flavors Max și acum cumpărăm rankul ăsta, presupun. Gata, am dat rank up, ăsta mai merge să-l iau, nu mai merge. Ia, vindem toate chestiile astea pe care avem 500k deja. Deci teoretic, avem deja peturile cum ar fi pe noi. Nu știu dacă se merită acum să facem chestia asta în continuu. Să dăm acel rebirth, vedeți că și noi avem rebirth. Avem 3,5 milioane. Cât costă următorul? Hai să mergem aici la shop. Nu știu dacă pot să mă duc în deșert iară, dar cred că putem. Ia, ăla costă 10 bă. Îl putem face și pe ăsta, dar nu știu dacă merită să luăm toate chestiile astea. Adică, teoretic vorbind, da, pentru că îți dă upgrade-uri, da, nu știu, Buy Max. Și aici Buy Max din nou. Hai să vedem, Buy Max din nou așa. Mai dăm aici niște... A, dar stai că nu mă lasă să vând. Ne ducem din nou aici să vindem. Și teoretic vorbind, eu cred că trebuia să rămân în deșert acolo, sincer zic. Adică iar avem din astea B, vedeți?
Acum putem lua rank-ul ăla cu 10, bă. Ia, că mai avem un reward aici. Nu știu ce am primit, 100 de mii de gemuri, cred. Deci nu mai înțeleg nimic. Hai să dăm acum la shop. Ne ducem la shop. Nu mai dăm aici nimic. Ce e ăsta? Upgrade. Ah, deci mă teleportează. Ok. Dăm max aici. Am dat. Buy max, buy max, rank. Și ăsta. 10, bă. Perfect. Și acum cât costă? 800 de bă. Păi nu e greu să-l facem. Ne ducem aici să vindem toate chestiile astea. Asta e ca și ne putem teleporta. Ia că am dat aici în continuu. Așa, dar nu mi-apare la de dat sell. Dacă mi-apărea, dădeam direct click. Și aici avem un glider, vedeți? Ia uite, avem un glider. Nici nu știu la ce ajută gliderul ăla. O să dăm aici să vindem încă puțin, pentru că avem 2,2 milioane. Da, avem 4 milioane avem acum. Eu nu mai înțeleg nimic a câți bani avem. 4,5. Hai să mai dăm și upgrade-uri, că nu mai înțeleg aici cum funcționează. Dăm buy max și buy max aici. Perfect, dăm aici după aia sell ca să fie treaba treabă. Și avem 26 de B. Perfect, după aia dăm iară upgrade ca să funcționeze iară mult mai șmecher. Flavors max, battle max. Următorul rank e la 800 de B. Putem face acest lucru foarte simplu. Hai să dăm aici. Am luat toate chestiile astea și aici. Și ăla costă 800 de B. Bă, sincer, putem face chestia asta, adică nu zic nu, pentru că facem în continuu miliardele astea, adică avem 100 deja și e destul de simplu. Bă, dar stai și aici, nu era mai simplu dacă săream pur și simplu, uite așa, așa. Nu știu că e mai simplu, ba da, că sar numai o dată, ia. Ba da, ba da, ba da, ba da, e mai simplu. Ba da, că numai sar o singură dată, vedeți? Da, avem 300 de bă, oare să mai rămânem aici? Hai să mergem și noi în altă lume. Că aici mă plictisesc, așa. Ne ducem... dar nu merge. Trebuie iară să mă urc singur. Nu știam. Și acum nu avem iară upgrade-urile astea. Bă, mă pune să le cumpăr iară? Nu pot să cred. Deci trebuie să cumpărăm chestiile alea iară de aici, care costă miliarde. Mamă. Dar uite că văd că gliderul avem. Astea de ce nu mi-au rămas? Stai că nu vreau, nu vreau aici. Ia, lasă-mă aici să cumpăr chestiile astea. Ia, cumpărăm și ăsta, perfect. Nu, de ce am dat sell? Că trebuia să rămân acolo. Vreau să rămânem în partea asta. Ia, luăm și astea de pe aici. Și ăsta, și ăsta. Ăsta nu știu cât era, 20 de bă și ăsta 10 trilioane și nu avem de el. Deci o să ne urcăm și noi în următoarele zone, pentru că nu cred că ne mai ajută cu nimic ceea ce avem noi. Adică eu cred că am totul acum. Chiar am deblocat toate chestiile. Hai să ne ducem aici sus. Perfect, dar avem mai multe sărituri, nici nu se merită să aștept. Cam 10 sărituri am văzut acum, cam până pe aici. Și acum ne putem urca foarte simplu. În partea asta nu cred că o să mai venim, pentru că nu avem nevoie, decât să dau sell aici dacă e. Să mai dau niște selluri așa, dar în rest n-are rost, că avem deja foarte mult. Și acum putem urca teoretic vorbind, stai că avem ăsta cam full. Bă, dar stai un pic, ăsta e greu aici de urcat. Ăsta e foarte greu de urcat, vei vedeți? Ia uite, că nu mă lasă să mă urc nici măcar pe primul nor aproape. Mamă, acum e ușor, vedeți? Că urcăm pe norul ăsta. Mamă, dar vreau să mă duc pe Atlantisul ăla. 5, 6, 7, 8. Așa. E cam dificil aici, sincer. E un pic cam dificil, pentru că trebuie să sărim de pe un nor pe altul. Adică nu mai mă duc eu cum vreau. Aici este 7 din 10. Oare pot să urc pe ăsta de aici? Ăsta de aici apare destul de probabil. Ia, 7, 8, 9. Mama, aici e la limită. Și ăsta e 10-le pentru că am crezut că o să mă duc pe lângă. Ăla de acolo, nu știu că luăm. Ia, dacă ajungem pe ăsta, înseamnă că ajungem departe acum. Perfect. Ăsta de aici acum, pentru că cu pași mici ajungem departe. Perfect. Așa cred. Și acum nu știu unde să ne ducem. Ne ducem pe insulă direct. Hai să vedem dacă ajungem. 5, 6, 7. Da, am ajuns deja. Pentru că putem deja. Și singurele chestii pe care ar trebui să le facem noi este să luăm chesturile astea, adică astea de pe aici, așa, Atlantic chest. Și după aia să ne ducem să luăm câte 3 peturi mereu. Adică deschidem câte 3 peturi aici și cred că funcționează mult mai simplu. Na, dau auto. A, nu merge, trebuie să dau aici. Hai să dăm aici hatch. Dăm în continuu hatch câte unul din ăsta. Perfect. Mi-a dat unul rar din ăsta, e câte ecranul. Nu știu de ce e câte ecranul, dar este câte ecranul. Hai să cumpărăm încă unul. Dacă mai dat 3 rare din astea, e tare rău de tot. Adică încă 2, mi-a mai dat unul rar. Mai vreau încă unul. Ce șansă au astea de drop? Că nu înțeleg. Ăsta are șansa de 21%. Băi, e relativ ok.
Și mai dă unul epic ceva? Mi-a dat un common fish, care arată, zici că e Nemo. Bun, și acum teoretic o să intrăm aici la peturi și o să dăm echipează... Nu, nu vreau să craftăm, dăm aici, spawn best. Și acum o să încerc să mă duc pe următoarea lume. Acolo văd că apare cell, home. Ok. Hai să încercăm să ne ducem în lumea următoare, dar este extrem de greu. Da, e extrem de greu, am mai zis. Ia, aici cu ăsta ne ajută gliderul ăsta? Nu ne ajută gliderul ăla. Ne-am luat un pic de țeacă de la gliderul ăla pentru că nu ne ajută. Și trebuie să ne ducem așa, vedeți? Dacă ne ducem spre norul nostru, ajungem. Dacă nu, nu ajungem. Și aici văd că este norul ăsta. Nu știu cât de departe putem ajunge acum. Asta e ideea, că dacă aș ști că merge peste tot, m-aș duce până în ultima zonă, doar ca să vă arăt, dar nu știu ce să zic. Că uite, aici am ajuns deja greu. Deci aici am ajuns deja greu, nu mai pot să zic că am ajuns rapid, pentru că trebuie să dau toate alea 10 și a fost la limită. Pe ăsta am ajuns foarte simplu. Ăsta o să ajungem simplu din 7, cred. 6, da, da, 6. Puteam și din 5 dacă mă chinuiam. Și aici deja nu mai știu cum ajungem. Deci aici sunt pe un nor care mi se pare prea departe. Ăsta nu e departe. Ia. 7, 8, 9 și 10 pentru că era să cădem. Ok, aici în partea asta o să fie dificil. 5, 6. Da, din 5 îl faci. Dar la sigur din 6. Și acum văd un nor fix acolo și nu știu dacă să mai mergem acum. Acum mi se pare foarte greu. Hai. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu ajungem. Nu ajungem. Da, deci aparent trebuie să cumpărăm boost-ul ăla de 10 trilioane. Deci este foarte greu. Da, deci asta trebuie să facem noi acum. Să luăm boost-ul ăla de 10 trilioane aparent. Da, deci ăla trebuie să-l cumperi prima dată. Că fără ăla nu poți să ajungi. Deci dacă nu e chestia aia, nu merge. Sau cred că trebuie și asta cu rank-ul să o mai îmbunătățesc. Da, că avem acum 800 de bă, vedeți? Dar ăla cu 10 trilioane, ăla ne trebuie garantat. Deci ăla ne trebuie garantat. Hai să venim aici la shop să vedem dacă mai putem. Bă, stai mă, că acum mi-am dat seama. Eu mai pot face ceva. Acum mi-am dat seama, pot da de aici buy max în prima dată. Și avem un trilion. Nu știu cum avem un trilion. Și de aici buy max. Și acum? Acum facem bani, cred că. A, 19 trilioane. Altă chestie acum. Bun, și acum cu trilioanele astea. Pentru că le-am luat eu acum. Ce facem cu ele? Că dacă avem atâtea trilioane, înseamnă că trebuie să cumpărăm rancurile alea. De la început. Altceva n-am ce face. Nu? Aici apare shop. Ia, de la shop aici mai pot lua ceva? Ranks. Ăsta pot să-l iau. Dar în rest aici n-am ce face cu astea. Uite, am luat toate astea maxim. Da, n-am ce face. Decât să iau chestia asta. Sau să iau chestia aia de la început cu 10 trilioane. Că ăla de boost nu cred că mă ajută cu nimic. Ăsta. Ia să așa, mergem la home. Și mi se pare că... Era aici chestia asta cu 10 trilioane. Asta e singura chestie care te poate ajuta. Asta, 10 trilioane. Da, ăla. Dar în rest, ceea ce mai e șmecher ar fi să-ți iei peturi care costă foarte multe gemuri. Și mi se pare că era ceva cu 500 de gemuri. 500k gemuri. Nu era pe aici. 100 de milioane de gemuri. Am numai un milion, nu știu ce să zic. Deci, da, un pic cam dificil. Dar în rest, bă, eu cred că funcționează totul destul de rapid. Da, da, da. Bun, deci am ajuns destul de departe, sincer. Avem aici un chest, nu știu dacă îl putem colecta. Poate e ceva de la grup. Ia, daily chest. Nu știu ce mi-a dat, dar nu mă lasă să-l iau aparent. Ba da, l-am luat acum, nu știu ce mi-a dat, cred că nu mi-a dat mai nimica. Și acolo văd o chestie cu King, ok. Nu știu dacă te ajută cu ceva dacă rămâi aici. Posibil să-ți dea bani dacă rămâi în chestia asta aici. Posibil să-ți dea niște sume de bani pentru că tu ești King acum. Adică, uite, acum sunt eu. Dar văd că nu mi-a dat nimica. Și în partea aia nu știu ce mai e. Uite, nu mi-a dat nimic acum. Nu știu, nu te aștept cu nimica, văd. Da, și aparent avem și autoclicker, vedeți? Ai aparent autoclicker acolo sau ceva de genul am văzut. Și de pe astea sare așa. Bă, e destul de șmecher jocul. Uite și acolo sus avem ceva. Nu știu ce e chestia asta. Ia. Aici, grup chest. Da, trebuie să intri la ei acolo un grup aparent. Bă, joculețul este foarte șmecher. Până la urmă se numește Soda Simulator, adică se bazează pe băuturi. Și am ajuns destul de departe. Adică, cred că am ajuns cel mai departe de pe server cel puțin. Adică, na, eu am avut cei mai mulți bani și așa. Și am avansat cel mai repede. Deci, da, chiar ne-am mișcat de minune, bă, băie. Și de pe asta cred că putem zbura așa, s-a zis. Și acolo văd că este o chestie...
Un portal final, cred că ăla e portalul final. Uite cum se numește aici, Toy. Și ăsta cred că e portalul final. Uite, dacă dai click aici, te costă 100 de QN. Deci 4 alioane din alea cu N, deci e clar. Dar, dacă v-a plăcut acest jocul și vouă, nu uitați să dați un like acolo corespunzător. Dacă n-ați făcut-o deja, ei bine, nu uitați și tu să te abonezi și să activezi notificările alea ca să nu ratezi niciun episod. Și, foarte important, nu uitați și tu să intri pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Roblox România. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!